Masca poate fi aplicată pe toată fața. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Vreau să salut pe Mariana Câmpian și să-i mulțumesc pentru întrebarea și pentru dorința de a-și aplica măști naturistice. Presupun că are pete postacneice și își dorește o măsculiță naturistică. Toate filmulețele care au fost publicate pe canal, antiacneice și postacneice, le voi atașa în linkul, voi atașa linkul în descriere. Mie îmi place foarte mult cum lucrează masca cu nucă de muscat. Are un efect de înălbire, de regenerare și de restabilire a canalului glandei sebacee. Vom lua undeva, în dependență dacă vă trebuie să aplicați toată fața, luăm o linguriță de masă, o lingură de masă. Eu o să iau o linguriță doar pentru prezentarea filmulețului. Dacă tu, Mariana, ai doar pete locale, poți să aplici local și îți ai o doză mai mică, o porție mai mică. Voi dizolva nuca de muscat cu infuzie de plante medicinale. Aici eu am luat infuzie de gălbenele. Poți să iai infuzie de pojarniță, de coada șoricelului. Dizolvăm nuca de muscat până obținem o pastă. Dizolvăm și am primit o pastă foarte omogenă. La această pastă vom adăuga ulei de gălbenele, o linguriță de ceai. Lingurița asta la mine e mai mare, dar o adăuga aproximativ o linguriță de ceai, de ulei de gălbenele. Amestecăm bine. Uleiul de gălbenele are efect de regenerare, antiinflamator, anti... Următorul component este uleiul de ricin. La fel, o linguriță de ceai. Uleiul de ricin emoliază, înălbește pielea și ajută la descongestionarea canalelor glandelor sebacee și totodată depigmentează pietele postacneice. Iată așa o mască foarte, foarte simplă. Dacă aveți tenul gras, dacă aveți elemente inflamate, nu adăugați uleiurile, doar dizolvați nuca de muscat cu infuzie de plante medicinale. Fi aplicată pe toată fața, evitând zona ochilor sau local. Masca poate fi aplicată pe toată fața. Sau local cu un bețișor igienic. Luați un bețișor igienic și local aplicați locul unde cu pricina. Locul unde aveți pigmentație. Și lăsați să acționeze 20 de minute. Și vă recomand să înlăturați cu infuzie de plante medicinale. Infuzie de gălbenele, infuzie de pojarniță, infuzie de mușețel, de coada șuricelului, de pătlagină. Sunt plante care au efect antiinflamator și de calmare a tenului. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și sper că Marianei îi va convine și îi va vindeca semnele postacneice. Ne vedem și la alte filmulețe. Pe curând!